Bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună plăcinte. Plăcinte cu mere și cu vișine ca la McDonald's. Rectific, plăcinte cu mere și vișine mai bune ca la McDonald's, pentru că am postat această rețetă pe TikTok și acesta a fost feedback-ul. Toată lumea a zis că sunt mult mai bune. Cele de la McDonald's sunt prăjite, noi o să le băgăm la cuptor, deci sunt și un pic mai inocente pentru noi și sunt extrem de delicioase. Sunt convinsă că le adorați pe acelea de acolo. Ei, o să vă îndrăgostiți de cele pe care le faceți voi acasă. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Astăzi o să facem 4 plăcinte, să știți, 2 cu mere, 2 cu vișine. Și vom avea nevoie de o foaie de foietaj, 4 mere, 200 de grame de vișine, eu am avut vișine congelate pe care le-am decongelat, dar dacă aveți proaspete cu atât mai bine, nu uitați să le scoateți sâmburii. 5 linguri de zahăr brun, vă zic imediat și cum îl împărțim, 25 de grame de unt, o linguriță de scorțișoară, o lingură de zeamă de lămâie, un praf de sare, sarea în bucate nu poate lipsi, 3 linguri de amidon de porumb, și un ou cu care vom unge plăcințelele noastre. Bun, haideți să ne apucăm și de treabă. Și o să facem așa. Punem vișinele într-un bol pe foc, împreună cu 2 linguri de zahăr și 2 linguri de amidon de porumb. Amidonul de porumb variază în funcție de. Dacă vișinele sunt proaspete, ele nu vor lăsa atât de multă zeamă, dar la mine au fost congelate și ia uitați ce sirop am aici, pe care nu vreau să-l risipesc, da? Și punem totul pe foc, lăsăm să fiarbă până când începe să se îngroașe. Iar cât vișinile stau să se facă, noi ne vom ocupa de mere, care trebuie curățate, tăiate în cubulețe și acestea vor veni trase în unt. Dar haideți să o luăm pas cu pas. Vișinele mai întâi, da? Pornim plita și le punem aici. Merele le curățăm de coajă și după aia le tăiem cubulețe și le vom pune în tigaie, în unt, cu un pic de zahăr, 2 linguri, și cu un pic de zeamă de lămâie. În timp ce tăiem merele, vă rog să vă mai amintiți din când în când că trebuie să amestecați și în vișine, da? Mai tăiem, mai curățăm, mai amestecăm puțin. Ce frumos miroase deja! Ai, ai, ai! Am terminat de tocat merele. Vișinele sunt gata, le-am pus deoparte, arată minunat și acum e timpul să miroase în casă a măr și scorțișoară. Yummy! Deci, punem în tigaie cubulețul de unt, punem merele, 2 linguri de zahăr brun, o lingură o păstrăm pentru că vom pudra la final plăcințelele și zeama de lămâie, scorțișoara, ați înțeles, da? Bun, le luăm pas cu pas. Untul mai întâi. Am adăugat zahărul brun, scorțișoară, ups, nu faceți ca mine, da? Exemplu de așa, nu? Puteți să folosiți orice fel de zahăr, să știți, nu neapărat brun. Adăugăm acum și zeama de lămâie și praful de sare și practic caramelizăm aceste mere. Și le lăsăm până când ele devin ușor moi. Nu mult, în 5-6 minute sunt gata. Și aici punem o linguriță de amidon. Așa. Acum punem zeama de lămâie. Wow, ce frumos miroase!
Iam. Și ce bine arată! Dacă doriți să faceți mai multe plăcințele, măriți cantitatea. Și nu uitați, ingredientul principal în bucătărie. Voia bună, da? Trebuie să ne distrăm, să ne bucurăm de tot ce se întâmplă aici. Ce frumos arată aceste merișoare. Și le las să-și facă treaba, că se descurcă mai bine ca mine. Și merișoarele sunt gata. Și acum e momentul potrivit să pornim cuptorul. Îl punem la preîncălzit. Bun. Și ne apucăm să asamblăm plăcințelele. Mai întâi cele cu vișine, iar apoi cele cu mere. Și o să vă invit un pic mai aproape să vedeți ce bine arată. Gata să le dăm la cuptor. Vor sta pentru 15-20 de minute la 200 de grade, până când o să aibă deasupra o crustă aurie și în casă o să miroase atât de frumos încât nu o să vă puteți abține să le scoateți din cuptor. Bun! Dragilor, vă poftesc la plăcinte cu mere și cu vișine. Arată atât de bine. Sper din tot sufletul să vă placă și această rețetă și, bineînțeles, dacă vă place, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Noi ne vedem data viitoare. Până atunci, împărtășiți rețeta cu o persoană cu care v-ar plăcea să o savurați. Poftă bună! V-am pupat!